Cariera mea de trading era să se sfârșească încă din a doua lună pe live. De ce spun asta? E bine, o să vă prezint povestea de la a doua lună pe care am avut-o în trading în acest clip și e foarte interesant. În cazul în care nu ați urmărit clipul în care v-am povestit despre cum am obținut prima mea finanțare de 40.000 de euro, e fix clipul precedent, cu unul sau două clipuri înainte de acesta, în care v-am povestit exact cum am pornit prima finanțare, cum am reușit să ajung la primele rezultate. Prima lună pentru mine a fost foarte bună, s-a intrat undeva între 14 și 16%, ceva genul profit, deci super bine. A fost totul excelent. Ei bine, a doua lună lucrurile aveau să se schimbe și neapărat trebuie să urmăriți povestea asta până la final, pentru că este o lecție pe care am ținut-o minte și mi-a salvat foarte mulți bani pe viitor. Și o să vedeți cum de la foarte bine am căzut brusc într-o lună și o să vă zic și cum am reușit așa să mă redresez pe scurt. Dar înainte de toate, acest clip iar este unul din seria needitat. Nu edităm nimic, am pus clipul, am dat drumul la cameră, n-am script, n-am nimic, o să vorbesc absolut liber, ca și cum aș vorbi cu un prieten. Dacă apreciați genul ăsta de clipuri și vreți să continuăm seria în care vă spun, povești din parcursul meu, etape prin care am trecut, lucruri pe care nu le-am menționat niciodată și care cu siguranță poate să fie de valoare, apăsați butonul de like. Vreau un target la acest clip să atingem un minim de 300 de like-uri, aș prefera chiar un 350 de like-uri. În cazul în care nu o să atingem targetul, o să caut alte serii pentru că mă interesează ca voi să interacționați cu ele și să știu că e de folos, că doar așa știu, printr-un comentariu sau printr-un like pe care îl lăsați la acest clip. În regulă, hai să dăm drumul la treabă. Îmi cer scuze dacă o să mai fie greșit sau o să mă mai încurc în cadrul clipului, vedem, rămâne de văzut. Bun, prima lună de trading pe live, după cum am zis, pe FTMO, facem o scurtă recapitulare, am făcut 9 luni de demo trading, după care mi-a luat 3, poate spre 4 luni, dar cred că 3 luni au fost în total să obțin contul de finanțare, da, să trec faza 1 și faza 2. Prima oară n-am reușit să trec faza 1, am primit un free retry și după aceea am reușit să trec și faza 1 și faza 2 și am obținut finanțarea de 40.000 de euro. În perioada aia, după cum am zis, aveam ceva ce se numește Winner's Mindset, adică mindset-ul câștigătorului. Winner's Mindset, la ce se referă, e că practic intri într-un fel de vortex de ăsta mental în care atragi numai rezultate bune. Efectiv, credeam că o să rup absolut tot, credeam că sunt absolut senzațional și vă dați seama, de moment ce pe demo mergea tot senzațional și după am intrat pe live și prima lună direct 14% sau ceva de genul 14-16%, adică foarte mult pentru un cont de 40.000, însemna undeva la 5.000 de euro profit, nu mai avusem sumele alea într-o lună niciodată în viața mea. Și asta în 2020 și am simțit cumva, cum să zic, simțeam efectiv că nu mă poate opri nimic. Deja mă gândeam, ok, mai fac o lună pe live, după care trec la următorul cont de 80.000, îl iau pe ăla, după care fac și pe ăla 1-2 luni, după care trec la cont de nu știu cât și după aceea nu știu cât și scalez și fac și cresc. Știu că fix după ce am aplicat pentru prima finanțare, următoarea perioadă a apărut contul de 80.000. Înainte, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, era doar 40.000, era maximul de euro finanțarea, după care a crescut la 80.000 și vă deja mă gândeam cum le combin, cum fac, cum cresc finanțele și așa mai departe. Mă gândeam deja foarte, foarte departe. Când în realitate încă nu aveam suficientă experiență, exact asta. M-am aruncat în apă și apa era foarte mică, eram la mal. În regulă. Și acest winner's mindset despre care vorbim, deci atrăgeam lângă mine efectiv numai rezultate, numai lucruri bune, numai profituri, mă culcam seara, mă gândeam cum mă trezesc cu următoarea zi și iau trade-ul ăla și o să meargă și chiar mergeau lucrurile. Nu știu cum să vă explic, dar prima lună, deci a fost senzațional, cu toate că aveam și pierderi și câștiguri, clasic. Dar mergeau lucrurile, atrăgeam, nu mi-era frică, n-aveam nicio emoție, voiam și mai mult, și mai mult, și mai mult, eram foarte serios, respectam tot programul și totul la perfecție. Dar aici vine discuția interesantă. Începe a doua lună. A doua lună după payout-ul pe care l-am avut și în luna asta am început așa, fiți atenți. Vreau să nu greșesc, că nu vreau să dau informații greșite, nu mai amintesc perfect, dar cred că au fost 1, 2, 3, 4 trade-uri consecutive pe care le-am câștigat. Risc 1% toate și știu că am ajuns la 11% profit din cont în 4 trade-uri. Deci am avut 3 trade-uri cu 3 risk reward și unul cu 2 risk reward. Da, toate risc 1%, toate 4 win-uri. Deci nu vă gândiți că aveam vreo strategie senzațională sau nu era nimic wow, pur și simplu cred eu că s-a nimerit în perioada aia, s-a nimerit, încă n-aveam experiență așa de bună, nu știam să filtrez atât de bine, nu știam să mă organizez atât de bine. Dar uite că s-a nimerit, șansele au fost în favoarea mea, da? Probabilitățile au fost în favoarea mea și am avut acel rezultat. Ce făceam bine în perioada aia, într-adevăr, îmi respectam risk money management-ul, gestionam emoțiile foarte bine, chestia asta m-a ajutat să am profituri, dar în sine strategia nu eram atât de familiar cu ea și încă nu eram pregătit, nu trecusem, nu țineam statistică de vreo 6-7 luni, dar nu eram încă, cum să zic, pregătit cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Ei bine, am avut 11% și știți ce am făcut eu, deci am ajuns la cel 11%, deci undeva la 4.400 de euro profit
Și ce am zis? Omul, când vrea mult, e greedy. Ce am vrut să fac? Am zis așa, băi, o să schimb targetul, vreau luna asta să ating 20% profit. Neștiind că acum, uite, acum mă uit în prezent, nu recomand nimeni, e foarte greu și 10% într-o lună dacă faci, și foarte bun, e super bine 10% pentru trader, e super decent. Ei bine, în perioada aia eu aveam impresia că pot să fac oricât, că pot să cresc, că mă uitam și am persoane câteva pe internet și așa și vedeam rezultate de-astea exagerate, fantasmagorice, etc. Și aveam impresia că pot și o să le fac, dar în realitate nu e chiar așa, nu e chiar așa de simplu să faci procente imense. Mi se pare mult mai interesant stilul de trading pe care îl abordez acum și pe care l-am deja de aproape 3 ani de zile, în care merg spre profituri mai mici, 2%, 4%, 6%, 8%, da? merg pe profituri mai mici, dar mai sigure decât să fac riscuri imense și să merg pe profituri foarte mari și să mă trezesc cu pierderi și cu drawdown-uri și așa mai departe. Bun, 11% profit, după cum am zis, mi-am pus target 20%. Am zis, mamă, luna asta fac 8.000 de euro, dacă nu chiar 10.000 profit. La cum mă simțeam că mă duc în cer, simțeam că am găsit bancomatul infinit, am găsit secretul, să spun așa. Asta e exact ceea ce simțeam și vă jur, credeam asta, deci chiar dacă pare, acum poate vă uitați și râdeți, ziceți, mamă, cum să crezi? Asta credeam, efectiv, asta era în mintea mea, credeam că am descoperit un bancomat. Gândiți-vă logic, adică puneți-vă în situația aia, aveam, după cum am zis, lunile demo toate de profit, prima finanțare obținută din prima, 40.000 de euro, da? După aceea intru, fac prima lună profit 14%, extraordinar, deci toate mergeau efectiv ca pe roate. Ei bine, a intrat, aveam acest 11% și ce am făcut? Am încălcat pentru prima oară o regulă serioasă. Am zis așa, am zis, mă, dacă tot merge așa de bine cu unul ăsta, am 4 win-uri consecutive, hai să crezi la 2% riscul. Cu toate că mi s-a zis de la început, Rareș, nu ai ce să cauți cu 2% risc, este mult prea mult pentru conturile astea. 1% este maxim. Eu ce am făcut? Am modificat riscul. 2% risc, da? Până aici totul mergea perfect. Bun. Execut primul trade cu 2% risc. Ce credeți? Lose instant. Deci o lose în 3 minute. Am intrat în tranzacție instant, direct stop loss. Zic ok, bai, nicio problemă, am pierdut 2%, nu-i problemă. Dar următorul trade, în acea zi, instant lose. În 3 secunde, instant, pac. Zic, bai, eu nu-i problemă, 4%, na, fac un trade, îmi recuperez tot, nu e problemă, dacă fac un trade câștigător. Vine următoarea zi. Trade executat, lose instant, bam. Zic, ok. Prea e bine. De ce am 3 luzuri consecutive și așa? Stau, mă uit un pic în statistică, nu-mi dăiam seama, trade-urile îmi păreau calitative, ok, na. Execut următorul trade în aceea zi, sau nu, ziua următoare, ceva de genul, luz instant iar. 4 consecutive. Deci am început cu 4 câștiguri consecutive, ce s-a întâmplat? Trade-ați să îmi ia balanța. 4 câștiguri, 4 luzuri. Minus 8% în 4 trade-uri. Și vreau să zic că așa am dus-o. Deci în primele câteva zile v-am zis, aveam 11%, da, din lună. După jumătate de lună aveam minus 2%. Am ajuns în contul de la plus 11% la minus 2%. În câteva, deci vreau să am 2 săptămâni și ceva. Dați seama cum era mindset-ul meu de la mintea aia în cer, în care știam foarte bine ceea ce fac. Aveam impresia că sunt foarte bun, cunosc foarte bine. După 2 săptămâni se schimbase totul complet. A apărut pentru prima oară termenul de fear, de frică în trading-ul meu. Îmi tremura una pe mouse. Îmi amintesc perfect, îmi tremura mâna pe mouse când să pun loturile, îmi tremura mâna pe tastatura, apăruse frica, pentru că mi-am pierdeam încrederea, bă, de ce nu mai merge? Am luat luzurile toate instante, totul instant. Ce am făcut, ce am greșit, de ce se întâmplă asta? Păi, mă, până acum, lunile astea, tot am mers bine, n-am pățit asta niciodată, acum de ce pățesc asta? Și realitatea? Pentru că a apărut aroganța în trading. Iar oamenii care sunt aroganți în trading, vă garantez că nu au ei niciun fel de rezultat, orice zice, n-am cunoscut niciodată un om care să fie super arogant, zic că mă cunosc bun rău de tot, că știu foarte bine ce fac, că eu n-am de învățat și ăla să aibă rezultate. Nu există în trading, trebuie să fii genul de tipologie de om care să știi să te uiți foarte mult la greșelile tale, să știi să te biciuiești, să știi să îți dai seama, băi, hai să fiu modest, hai să fiu calculat, hai să învăț mai mult, hai să-mi dau seama ce am. Mereu oamenii cu care am lucrat și pe care am cunoscut, care porneau cu mentalitatea, nu că eu știu oricum deja multe, sunt bun, dar vreau așa să mai descoper. Oamenii care zic asta nu ajung la rezultate. Oamenii cei mai buni pe care îi cunosc, oamenii care îmi zic mereu vreau să învăț, vreau să fiu mai bun, vreau să mă dezvolt, am mult de învățat, am mult să cresc. Ăștia sunt oamenii. Și na, asta este realitatea din spatele creșterii când vine vorba de trading. Și nu numai de trading, de foarte multe alte domenii, dar asta este. Dacă este genul de om arogant care aveți impresia că le știți pe toate, vă garantez că vă plafonați foarte tare și o să stați mult în loc. Mult, mult de tot. Și am mai cunoscut eu traderi pe care știam, care aveau impresia că sunt foarte buni și în realitate doar băteau pasul pe loc luni de zile și luni de zile și luni de zile, dar ei nu recunoșteau că pur și simplu greșeala e la ei și se țineau în loc și nu voiau să învețe prin faptul că erau aroganți și nu recunoșteau că sunt multe lucruri la care au de lucrat.
E bine, așa eram eu în acel punct, adică aveam aroganța asta în mine, credeam că sunt foarte bun și atât de tare am abiciuit următorul an de zile. De ce? Pentru că treceam pe perioade în care lucrurile mergeau senzațional, profituri iar cu 10%, 11%, încheiam luna, bam, eram super fericit, încrezător, totul perfect, da? Luna viitoare nu mai mergeau lucrurile, terminam cu minus 1%, iar am picat tot un cap, nu dădeam seama ce fac greșit, de ce greșesc, că mă uitam la alții care aveau numai profituri și nu înțelegeam, bă, de ce eu greșesc acum? După, iar o lună foarte, foarte bună în care lucrurile mergeau iar, mă duceam la cer, eram fericit, așa arăta viața mea. Și până la urmă am ajuns să realizez că aveam mult de lucrat la mine, foarte mult de lucrat la mine și am greșit multe lucruri, am început să schimb strategii, să mă plimb prin ele, să fac, să fug, să drec, să... Așa, după care începeam, nu eram constant, nu mă țineam corect de treabă, chiar dacă, deci aveam profituri, dar nu aveam atitudinea corectă, nu eram profesionist în adevăratul sens al cuvântului și puneam prea mult accent pe bani. Asta e o mare problemă. Deci în trading, când scap de stresul ăsta cu banii, când stai să nu te mai gândești la bani și efectiv intri pe graficele astea și le vezi doar ca pe ceva, eu văd ca un joc trading-ul, un joc la care trebuie să respect tot și la care alerg după procente. Pe mine mă interesează procentul la final de lună și performanța, nu banii, că banii nu mai schimbă oricum viața cu nimic, nu mai fac nicio diferență. La început, în schimb, făcea o diferență și de asta creau emoție multă și emoția aia mă ținea pe loc mult de tot. Sunt sigur că rezonați mulți cu mine, aparte asta că știu că asta trăiam și e un proces repetitiv la oameni. Bun, revenind în luna respectivă, am ajuns în 15 zile, deci vorbim de luna a doua, dar am ajuns la minus 1%, după știu că am urcat pe la 3%, după am ajuns la minus 4% sau minus 3%, după care plus și am ținut-o așa până când am reușit într-un final să finalizez numai cu un profit mic, 2%, 3%, ceva de genul, dar a fost o lună atât de grea și m-a încercat atât de tare psihologic că vreau să zic că, nu știu, cu două luni înainte visam, ziceam, uite, cât s-a trecut la 100? 1500 de euro, habar n-am. Păi bine, sunt fericit cu 1500 de euro în trading, nu știu ce, dar ajungând la 3% după ce am avut luna aia bună înainte și pe așa, eram dezamăgit, eram supărat cu 3%, eram super dezamăgit și așa e natura umană, tind să te obișnuiești cu orice, tind să, indiferent de ce mașină ai, ce bunuri ai, ce lucruri ai, ce putere ai, de fiecare dată te vei obișnui cu ceea ce deții. Da, și cam asta este strict cum a fost a doua lună. După vami s-am intrat pentru o perioadă de încercări, sus, jos, sus, jos, sus, jos. O să vă vorbesc într-un clip separat și de perioadele astea și de cum am trecut peste ele, pentru că perioada asta în care nu ești constant e super, super, super complexă. Încerc să mă gândesc să văd dacă am omis ceva, dar nu, asta ce vreau să vă zic e că de multe ori evitați să fiți aroganți în trading, evitați să ziceți că le știți foarte bine pe toate și că nu mai aveți de lucrat la voi, ba da, constant e de lucrat la noi. Eu acum simt că, deci eu știu minim 5 zone în care mă pot îmbunătăți în trading și lucrez la asta. Știu că pot să mă îmbunătățesc când a crește riscurile mult mai mult, gestiona sumei și mai mari, gestiona multe lucruri, adică sunt foarte multe lucruri pe care pot să le crești și le cresc cu timpul. Eu sunt genul de om care mereu am mers mai, cum să zic, cărămidă și la sigur. Așa merg în tot ceea ce fac, merg la sigur și încet. Sunt oameni care poate în 5 ani, cât am eu în trading, poate au ajuns mult mai departe și nu contest lucrul ăsta în cifre, dar cred eu că e mult mai sănătos modul în care cresc acum și mult mai sigur decât să intru cu riscuri extraordinar de mari, să bubui 2-3 luni, să faci niște sume exorbitante, dar după să cad în cap, cum am văzut atâtea exemple în jurul meu de prieteni care au avut business-uri foarte mari, au avut rezultate extraordinar de mari, dar au construit toate lucrările prea repede, nu au pus cărămidă o cărămidă și le-a picat totul sub fața lor. Am văzut în viața mea oameni, am văzut sentimentele pe care le trăiesc și știu cât de dureros e, de-aia încerc să construiesc totul cât mai încet și cât mai profesionist ca să știu că na, fac corect ceea ce fac. Cam asta este povestea, cum era să mi se încheie, pentru că în perioada aia, deci credeți-mă, aveam impresia că gata, ăla a fost trading-ul pentru mine în a doua lună asta pe live, ăsta a fost trading-ul, în realitate n-am înțeles nimic și că... nu știu, am avut niște sentimente super care m-au încercat foarte tare, dar am trecut peste ele. Am mers mai departe. Atâta timp cât joci jocul în continuare, n-ai pierdut nimic. Atâta timp cât joci jocul în continuare. Și asta e scopul, să joci jocul, să-l joci corect și să ai loc să joci jocul. Că dacă faci riscuri imense și pierzi toate conturile și pierzi și nu faci așa, degeaba tot reintri în joc dacă nu o faci corect. Deci cam asta ar fi așa pe scurt, înainte de toate, nu uitați, în cazul în care vreți să vă alăturați în comunitate, vreți să aplicați pentru aceasta, știu că este foarte, foarte mare cererea, vreți să lucrăm împreună pe zona asta, vreți să aveți un mentor asistat, vreți să lucrăm, vreți să aveți toate materialele necesare și tot ceea ce fac eu acum, puteți să aplicați pentru comunitate, aveți un link în descriere, este o ședință complet gratuită, o să vă întâlniți acolo să discutăm ori cu mine, ori cu un membru al echipei mele. Și cu siguranță dacă rezonăm o să găsim o variantă de colaborare împreună. Îmi doresc oamenii cei mai potriviți, oamenii, nu știu, simțiți că am rezonat în acest clip, simțiți că sunteți niște persoane, cum să zic, deschise, vreți să lucrăm împreună și așa mai departe, aplicați, îmi doresc să lucrez cu cele mai calitative persoane. Și cam asta este, ne vedem acolo.
în cadrul comunității, să ne dezvoltăm cât mai departe. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Nu uitați, și like-ul mă ajută foarte mult ca un feedback, un comentariu mă ajută foarte mult ca un feedback, să creștem cât mai mult, să ducem cât mai departe acest canal și aceste clipuri, și urmează multe lucruri și multe surprize frumoase. Vă salut! Pa, pa!